24 de colegii și licee din județul Hunedoara au început bătălia minților în renumita competiție organizată de către Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, Citești și câștigi. Cea de-a 10-a ediție a concursului de cultură generală a început astăzi, când au avut loc 4 meciuri în cadrul confruntărilor în grupe. Astăzi dăm startul la confruntările din grupele preliminare din cadrul concursului județean de cultură generală Citești și câștigi, ediția a 10-a. Avem o participare numeroasă, 24 de colegii și licee din județul Hunedoara, avem premii importante pentru locul întâi, 8 bărci pneumatice cu motor sprint, pentru locul al doilea, 8 bărci pneumatice cu motor clasic, pentru locul al treilea, 8 plăci de surf cu vâsle pentru ape stătătoare, pentru locul al patrulea, 8 trotinete non-electrice și 8 căști de protecție, 192 de pachete cu cărți, vouchere către o băutură recoritoare, trofee și diplome, precum și premii surpriză care vor fi atribuite prin trageri la sorți chiar în ziua marii finale. În fiecare an, concursul Citești și câștigi s-a desfășurat sub o deviză menită să fie un imbold în plus pentru participanți, să promoveze valori etice cu puternic efect educativ. Așa am procedat și pentru ala ediție, când am decis ca figura luminoasă a lui Avram Iancu, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 200 de ani, să ocupe un loc special în setul de întrebări la care participanții vor răspunde. Îmi doresc din tot sufletul să avem o competiție dominată de fair play și de buna pregătire a elevilor. Astăzi s-au confruntat elevii Colegiului Național Pedagogic Regina Maria din Deva cu cei ai Colegiului Economic Emanuel Goștu din Hunedoara și cei ai Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani cu cei ai Liceului cu program sportiv Cetate Deva. Mai apoi a venit rândul celor de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara să-i confrunte pe colegii lor de la Liceul Profesor Boratit Liviu din Baru, iar ultima bătălie a zilei a fost între Liceul Teoretic Avram Iancu din Brad și Liceul Tehnologic Agricol din Giurgiu. Elevii au fost foarte încântați că a reînceput concursul. S-a părut un concurs foarte interesant și îmi pare rău dacă nu mergeam. Doresc să-mi dezvolt cunoștințele personale legate de istorie și de multe alte domenii. Consider că este foarte important, având în vedere că ne creează o experiență foarte nouă și este total un alt lucru, adică te face să te informezi cu obiecte și teme noi legate de viață și ce a fost înainte. M-a determinat dorința de a cunoaște mai multe lucruri, dorința de a învăța mai multe lucruri și îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe concursuri. Ne ajută foarte mult faptul că acest concurs are loc în fiecare an. Ne ajută în a ne dezvolta din punct de vedere intelectual și de a ne dezvolta cultura generală. Le doresc tuturor mult succes, fie ca cei mai buni să câștige!